Salutare tuturor, eu sunt Alex Crișan. Vreau să vin în fața dumneavoastră azi cu niște gânduri, niște informații legate de cum este noul BIF sau New IFB în România. Eu împreună cu un amic, suntem aici în București și mergem la evanghelizare. Avem un obicei să ieșim la evanghelizare. Eu personal merg și la o biserică, dar la biserica respectivă nu folosesc traducerea Fidela, adică echivalentul King James în română, și nu trimit oamenii la evanghelizare. Deci este mai mult o biserică unde vreau să merg temporar, până cu voia Domnului să vină o biserică New IFB aici. În România sunt câteva biserici, vreau să vă vorbesc și de ele puțin. Sunt și câteva care folosesc Biblia Fidela, ceea ce e foarte fain. Sunt vreo 5 biserici bune în țară, din câte știu eu. Le-am vizitat, sunt oameni faini, recomand. Dacă vreți, puteți să mă contactați să vă spun. Este una în Cluj, în Timișoara și așa mai departe. Dar vreau să vă provoc pe cei care poate vă gândiți să ieșiți la evanghelizare, să ne cunoașteți. Adică eu și prietenul meu nu suntem foarte mulți, dar să ne cunoașteți și să facem ceva pentru Dumnezeu. Scopul videoului e în principiu să prezint ce se întâmplă, ce facem. La lucrarea de evanghelizare mai sunt și alți creștini care vin din când în când. Sunt și unii credincioși, sunt și unii care l-au primit pe Domnul Iisus la evanghelizare și acum sunt și ei, pescari de oameni, evangheliști. Dar încercăm să ieșim săptămânal, cel puțin o dată pe săptămână. De obicei, de mai multe ori, eu încerc să ies aproape în fiecare zi. Da, ne putem mula pe programul fiecăruia. Din păcate, da, suntem cam puțini. În țară suntem vreo 4, dacă nu mă înșel, din New IFB, aproximativ. Poate sunt și alții, dar eu în personal nu știu. Avem un grup unde ne mai dăm încurajări din când în când, dar din nou suntem puțini. Avem nevoie de o biserică bună. Am vrea ca cineva din New IFB, din America sau de altundeva să trimită o biserică aici. Ar fi o mare binecuvântare, încă ne rugăm pentru asta. Da, și ca final, sper să mă contactați, să facem ceva pentru Dumnezeu. E nevoie de lucrători, de oameni care să meargă constant și care să fie serioși pentru Domnul. Salut! Hello everyone, I'm Alex. This is a short video to tell everyone about the state of the new IFB here in Romania. It's not that much to say. It's a small movement here in Bucharest. It's just me and a friend that goes soloing, and you know, we see each other every week. So the purpose of this video is to tell everyone about what we're doing, about the churches, about I don't know, the Bible translations that people are using here. So basically, there are about 4, 5, 6 churches, I'm not really sure, maybe 5, that preach the right gospel, that are not King James only, but have the right translation here in Romania. I visited them, they're great people, and I recommend them. But here in Bucharest, we don't have a church that uses the right translation. I currently go to church, but it's something temporary. I just want to go for the fellowship and be a blessing there and encourage people to go soloing. But it's just me and a friend basically that are part of the new IFB, you know. But yeah, we need a church here that's fundamental, that's new IFB, you know, and that's serious for God. And so we'd like to invite you to contact us, and maybe we can do something together for God. We currently go weekly soloing, like I said. So yeah, we'd like to grow. I mean, we'd love it. So please contact us. All right. God bless you. Have a great day. Bye.